Să spunem, am revenit așadar în circuitul meciurilor oficiale, am avut o partidă la Rapid, însă acum urmează meciul extrem de important cu Minaur Baia Mare, care poate lămuri într-o mare măsură evitarea locurilor de baraj. Da, din păcate n-am avut evoluție bună că la meciul cu Rapidul. Eram conștienți de acest lucru, mai ales noi, banca tehnică, staff-ul, eram conștienți pentru că veneam după o pauză destul de lungă care ne-a scos efectiv din ring. Sper eu că fetele au înțeles mesajul care l-am transmis și după meci și de la Rapid, că va trebui să avem altă atitudine și altă determinare pentru acest meci. După cum ai spus și tu, într-adevăr urmează un meci acasă destul de important pentru noi și pentru Baia Mare, pentru că dacă ne uităm pe clasamentul actual, în urma ultimei etape disputate, e clar că Baia Mare, Cisnădie, noi avem 24 de puncte, urmează două echipe cu 23, e vorba de Corona și de Zalău. Aceste 5 echipe se vor bate pentru a reuși să prindă cele două locuri care nu merg la baraj, adică de a evita locurile 11 și 12, va fi deci un final de campionat foarte interesant. Pentru noi este un meci destul de delicat, mai ales că venim după acest meci de la Rapid. Dar vom încerca să găsim soluțiile și să ridicăm nivelul și să ne dorim mai mult victoria decât cele de la Baia Mare și să mai punem 3 puncte destul de importante, zic eu, foarte importante în clasament și aceste puncte să ne ajute să avem niște sărbători pascale nemaipomenite și un final de campionat la fel de liniștit și de, să spunem așa, să ne vedem cu saci în căruță, deși mai sunt 3 etape, dar cu această victorie știm sigur, atât noi cât și de la Baia Mare, că este foarte, foarte important. Spuneați că trebuie găsite niște soluții pentru această partidă. Cum trebuie să se intre în teren, practic? Cum trebuie abordată un asemenea meci? Că toate jocurile care le-am avut acasă în ultima perioadă am avut altă atitudine, altă determinare. Eu sper ca să avem aceeași atitudine și determinare. Toată lumea să treacă peste toate durerile acumulate în această perioadă, pentru că avem câteva jucătoare care au ceva probleme medicale minore, nu sunt foarte, foarte grave. Și Cioli ne-a lipsit la meciul cu Rapid, sper ca și ea să treacă peste aceste probleme medicale și să fim prezente exact cum am fost la ultimele jocuri care le-am disputat acasă, cu determinare, cu atitudine și să ne bucurăm atât noi cât și iubitorii de handbal, pe care știu că miercuri e întâi, e zi liberă, dar pe care îi rugăm și îi așteptăm pentru că avem nevoie foarte mare de ajutorul lor pentru acest meci important pentru noi. Fără îndoială, aportul publicului va fi un factor extrem de important în această adevărată finală cu Minaur Baia Mare. Da, exact. Este o finală, după care ne deplasăm la CFM, după sărbătorile pascale în 11, după care pe 15 vine Mioveniu acasă, un meci iar important pentru noi, dar știm probleme de la Mioveni, dar până acolo avem acest meci important și de aceea încă o dată fac apel ca toți iubitorii de handbal care sunt prezenți în oraș să vină să ne susțină, pentru că avem nevoie de ajutorul lor și sper eu ca împreună să facem pași nemaipomeniți și să câștigăm acest joc și să ne atingem obiectivul propus, acela de a evita locurile de baraj.